Salutare și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori ai postului de televiziune Orizon TV. Exact este momentul potrivit, dăm start în noi ediții în care ne propunem doar să unim destine. Sunteți în cadrul emisiunii cu genericul Hai să ne căsătorim. Eu sunt aceeași, Lenuța Gheorghiță, faceți-vă comod și din start facem cunoștință cu potențialii noștri miri. Andrei, Adrian și Eugen. Eroina este o mămică tânără, frumoasă la chip și suflă, care îi spune Natalia. Rămâneți să vedem dacă unim orba destine. Natalia, 25 de ani, este mamă a doi copii minunați. Croșetează poșete și costume de baie. Îi place să cânte și asta îi reușește destul de bine. Este un om bun la suflet, cel puțin așa spune ea. Natalia este de părerea că în familie trebuie să domnească întotdeauna stabilitatea, atât cea emoțională cât și cea financiară. Eroina noastră este în căutarea unui bărbat care știe ce vrea de la viață. Natalia nu vrea să vorbească despre relațiile ei precedente, deoarece consideră că nu e bine să răscolească trecutul. Astăzi a venit la emisiune ca să își creeze un viitor nou. Natalia, bună seara! Bună seara! Vai, dar ce frumoasă e, ce mămică tânără și frumoasă la chip și suflet, 25 de ani împliniți. Într-un ceas bun. Și deja mamă de fată și băiat. Băiatul mai mare, cel are 6 ani și fetița are 4, așa m-am informat corect? Să străiască, să fii sănătoși, cu un destin frumos. Să subînțelege întrebarea care trebuie să vină prima. Ai fost căsătorită? Da, am fost căsătorită oficial. Hai să ne povestește, pe facem raport de povestea de dragoste. La ce vârstă l-ai găsit pe potențialul cel care, bărbatul în care ai avut încredere, ai făcut o nuntă? Hai, povestește-ne. Nuntă nu am făcut, adică am făcut așa o masă mare la părinții lui acasă. Tot ce o română, stai un pic, cât a durat această poveste? Da, a durat, sincer, am cam vrut să uit perioada aia, pentru că... Nu trebuie să uiți, că din această perioadă ai făcut doi copii. Da, pe care oricum acum ai crezut de una, dacă nu se implică, adică... Deci să începem de la început. Ce vârstă aveai când l-ai întâlnit pe tatăl biologic al copiilor? Aveam 17 către 18. Și el? Uh-huh. Și el e cu 4 ani mai mare. Cât a durat această relație? Cum ți-ai dat seama că gata, eu vreau să mă mărit? Da, prin fapte, cum te-a cucerit? Da, adică la început avea un comportament foarte frumos, adică avea grijă cumva de mine. Adică, și eu fiind mai mult singură, adică toți plecau, adică erau deja plecați peste hotare din familie. Cine toți? Că-mi faci zis și referire. Mama mea, mama mea, surorile, adică deja erau stabilite în alte țări și am rămas mai mult singură și cumva nu spune din capul meu, să zicem așa. Și cumva am găsit un refugiu, nu știu, o susținere pe moment atunci. Ce muncea el? Din ce bani trăiați? Pe atunci lucra la ceva gen fabrică de mobilă, ceva de genul ăsta. Este foarte frumos. Mie îmi place. Mie îmi plac fetele blonde. Tu îți dai seama că ea este născută în data de 29 septembrie, dar cei de la care au dat lui perfectat actele de naștere au indicat 25 septembrie. Cumva schimbă? Deci tu ești născută în data de 25 și ei au scris 29. Băi, cred că asta există probabilitate, poți să câștigi milioane, miliarde? Ei născut pe 25, harta am construit-o pe data de 25 septembrie, cum ești balanță, da, și ai luna în rac. Mi se pare că este moale la caracter. Așa. Tu vei mai avea căsătorii. Câte? Câte n-am să zic, dar și copiii vei naște, tu ai maternitatea, este foarte dezvoltată la tine. Instinctul și vreau să-ți spun că inclusiv acum, mă bucur că ai venit la noi la emisiune, chiar ai motivația interioară să-ți construiești familie, chiar ai venit aici să te căsătorești. Următorii 2 ani jumate, presupun că chiar peste 3, presupun că ai să-ți găsești destinul. Ei, da, eu presupun că chiar azi, în cadrul emisiunii, stai. Zi-mi, te rog, pe lângă faptul că crești cu mare demnitate și cu mare drag doi copii și ai zis că te ajută de alte rudele de gradul întâi, tu ai un hobby din care câștigi, croșetezi, poșete și costume de baie? Și nu doar, adică și mai mult. Povestește-ne, pentru că această posibilitate, să te urmăritori de pe micile ecrane. Da, cu mare plăcere o să vă povestesc. Eu chiar și astăzi când am mers pe drum, am croșetat un pic, pentru că de eu unde vine acest, și mai calmez, adică... Această feblețe, de unde vine? Eu asta vedeam la mama. Mama mea și acum, adică pentru nepoții, împletește anume. Eu croșetez, dar ea împletește ciupicei, adică ea ciupicei, eu îi ador, eu tot eu îi port, eu sunt friguroasă și port iarna neapărat ciupicei mamei.
Și adică mai mult singură. Deci adică tu ai o pagină de Instagram pe care o gestionezi tu. Da. Cumpărături ai mulți? Din asta se câștigă? La moment, adică nu-mi fac promovare de cu ce? Plată. Pentru că... A, nu cu plată. Da. Fără plată, așa să vine un om viu care vrea să-și cumpere. Mai mult mă promovez pe TikTok. Vin mulți clienți lunar. Totul depinde de cum eu îmi promovez produsul. Sunt care întreabă și nu, adică nu dau o comandă sau, adică nu mă supăr sau chestii genul ăsta, adică a, vine... A, deci există și hate și la tine pe pagină, din alea care se scrie. Nu, dar nu-mi place, nu, asta nu-i frumoasă. Nu, ok, dacă eu croșetez la comandă. Adică eu aș vrea să fac în stoc pentru că e mai comod. Adică mai multe puncte de vedere și a timpului și adică, dar adică din motiv că nu-mi permit, adică financiar, dar eu croșetez la comandă. Tu ești bravă, și ești o femeie exemplu, ambițioasă. Am și pentru noastră ceva, dacă se poate. Pentru mine personal? Da. Ai văzut? Să vă spun că noaptea asta am dormit doar 2 ore, cred. Pentru că nu prea m-am dispus de timp, dar... Oricum am zis că măcar pentru noi, am vrut și pentru noi, dar nu am avut dispoziție. Din suflet! Vai, dar să știi că îmi placă enorm. Poți să o deschid? Da, desigur. Onorat public, uitați-vă o premieră. Wow! Vai, ce frumusețe! Îți aparțin locul de manufacturi. Vai, mulțumesc din suflet! Am suport cu mare, mare drag și neapărat o să o pun și chiar și la mine pe pagina pe care o gestionez. Da. Mulțumesc din suflet! Cu mare drag! Bă, dacă rosti și într-un ceas bun... Are și căptușeală. Chiar la o distanță, parcă e piele de crocodil. Ceea ce te ocupi tu și cum îți câștigi viața, dar de fapt ai venit în coace ca să-ți găsești un bărbat, corect? Da. Cum n-ar trebui să fie bărbatul ăsta ca să nu te pună în gardă? Cum ar fi trebuit să fie el ca să-ți cucerească inima? Adică eu aș vrea ca partenerul meu, adică să fie educat, adică educat cu studii? Nu, familie. Nu neapărat cu studii, da, adică da, desigur. Da, da, frumusețe, da. Normal că aspect fizic, clar lucru, că să fii îngrijit, adică și da. Îi trebuiește o familie, dar să nu fie ca reclamă, dar să fie naturală, reală. Ce zic bărbații în drumul vieții când te cunosc că tu ai 25 și crești cu 2 copii? Cum reacționează? Le frică? Eu, posibil, mult se miră, adică, și nu, adică, eu de obicei când mă întreabă ce vârstă am, eu zic, da, cum crezi? Și de obicei, mai ales dacă să nu știu că am copii, 19, 20, ca ai foarte dar des te invită undeva să ieși la o cafea, la o, nu știu, la o vorbă, în parc undeva? Da, primesc invitații, desigur, doar că deja depinde cum dispun de timp și dacă, adică dacă din start cumva nu mă atrage cu felul de comunicare, adică oricum, mult contează dacă îmi scrie cineva un mesaj, dacă scrie cu greșeli, cumva parcă începe așa, nu-mi place, nu știu, nu-mi place. Asta e despre mine. Da, cumva din start parcă mă, da, așa, o ignor. Dacă îmi scrie fără cratem cu greșeli și cu E în loc de E sau la E talia, apoi gata, cu mine sau nu mă. Sau cu capa, ce faci? Da, cum gata, tu ai văzut că acum este mai interesant. Mă uiteam lumea, o uitam să mai scrie. Ortografia nu mai este în vogă, acum scrie N, B, N, F. Cu abreviere, da. Ai văzut, da? Draga mea, îți mulțumim din start pentru că ești în cadrul acestei emisiuni. Am bucurat și mai mult dacă îți găsim sufletul perechi și ce să zic, este momentul potrivit în care vrem să-l invităm pe potențialul Mirii cu numărul 1 să vedem dacă este cel mai potrivit pentru eroina noastră. Rămâneți alături de noi! Bună seara, Natalia. Mie spune Andrei. Îmi pare bine. Bucuros cunoștință. Poftim din partea mea. Mulțumesc. Arăți foarte elegant astăzi. Mulțumesc. Andrei, 35 de ani. Vine din satul Bulboaca, însă acum locuiește la Chișinău. Este poliglot, cunoaște 4 limbi, dar în prezent lucrează la construcții. Preferă odihna activă și dansurile. Visează să ajungă la vreun show de dans, ca să le arate tuturor un masterclass. Andrei are o fică de 10 ani, dar la drept vorbind, și-ar mai dori și un fiu. Este sigur că astăzi își va găsi iubita, care îl va accepta așa cum este, foarte supărăcios. Andrei roagă să se țină cont de asta. Andrei, bună seara! Bună seara! Vai, dar ce bravo ești! Stau în suspans și nu înțeleg cum de tu, cel care afirm că ești poliglot, cunoști 4 limbi,
În prezent lucrez în domeniul de activitate în general, care n-are niciun legământ. Nu le cunosc la perfecție. Dar de unde le cunoști? Le cunosc engleză, am învățat-o din serialul Sunset Beach. Eu ascultam, acolo era a 757 de serie. Uh-huh. Și pe urmă... Toate le-ai urmărit? Da, zi de zi, la ora 6 seara. Și am ajuns la un moment dat, nu mai trebuia să citesc jos. Pur și simplu ascultam. Serios? Și după aia, ia povestea și ce limbi cunoști? Că patru limbi tu afirmi așa, deci să subînțelegi, limba română, limba rusă, engleză și? Franceză. Je m'appelle André. Cum se va? Să va bine, mersi. Bravo, hai. Așa e foarte un alfa mascul. Încrezut în sine, sociabil, poate hipersociabil. Zici că preferi odihnă activă și dansurile. Desigur. De mic copil îmi plăcea dansurile. Populară? Mergeai la hor în sat sau cum? Nu, îmi plăceau dansurile moderne. Mm-hmm. Îmi plăceau dansurile care unde tot corpul trebuie să miști. Unde trebuie să te miști după muzică, să ai auz muzical și prin genul tău de, cum se numește asta? Din felul tău de a fi, da. Felul tău de a fi, prin, asculti muzica și prin corp arăți muzica. Deci atingența este, da, prioritar. Eu, el știe, cunoaște limbi străine, muncește în construcții și o să-ți dansezi. Dacă la alegi pe dus, o să te duc odihnă activă în viziunea ta care este. Să pleci la munte, la pădure. Da, la mine odihnă activă e ca așa stau. E ca așa stau și nu, nu, nici copii nu-i văd. Asta stai numai când gata, ești în secriu, e ca așa stai. Dar când ești în viață, pentru și activ, trebuie să faci așa mișcări, să fii interesant ție și la partenerul tău. Asta așa am vrut să întreb. Tu când dansezi, dacă îți place, tu preferi să dansezi singur sau cu partenera? Sunt situații diferite. Scol dimineața, oara 6 dimineața. Eu mă scol deodată, la mine față mea oglindă, eu... Și tu deodată dansez? Da, pun muzică, polnă. Dar vecinii tăi și zic. Tare. La mine trebuie să acasă pământ, pe jurul meu, vecinii mei, prietenii mei, îi înțeleg. Ei tot dansează. Uh-huh. Ei tot dansează. Într-un tandem. Dansez în față la oglindă 10-15 minute, până ce transpiri. După asta faci un duș, tu ești activ, tu ai luat energie. Da, tu nu te mai îngrași. Asta tu când trăiești singur, dar când tu trăiești cu cineva, când tu ești cu domnișoară, da, voi dansați împreună? Vă spun altă situație. Vii acasă la serviciu, obosit, faci un duș, soția a făcut un borș roșu, tot normal. Mâncăm bine, după asta copiii la culcare, încet ușor, altă cameră, lumina mai puțin acolo, o lumânare, o șampanie, două bacale. Servim câte două bacale, punem muzică, bun, un vals, ceva mai interesant. Un vals? Un vals, de exemplu. Și o iei pe soție, dă-i băi aproape. Îi spui ceva la urechi, cu calduț. De mine, spus asta mine, de mă trecem în filme și seriale. Chiar așa, așa fac asta. Asta de câte ori? Asta de câte ori? În căsătoria ta precedentă? Asta, după dispoziție. Adică, vezi? Se întâmplă în moment când vii la serviciu, ai așa o dispoziție rea, vrei să te pui cu capul pe umăr la soție și poți să-i spui, Doamne, și ghinică am ajuns la locul scald. Andrei, tu afirmi că ai fost căsătorit timp de 5 ani. În această căsătorie s-a născut o fetiță să străiască, are 10 ani. Cu cine este în prezent? În prezent, fica este cu soție, dar noi mereu... Dar voi în ce relații sunteți? Prietinești. Dar ce vă determina? De ce ați ajuns la divorț? Am început să ne certăm de diferite motive. Mai și tot mă cert acasă, dar asta nu mă duci pe mine să mă duc răbi să mă divorțez. Mă cer, nu o să-mi cumpăr ceva mai bun. Nu știu. Nu. Acum a trecut așa mult timp, atunci era ceva important, foarte interesant. Tinerețea, egoismul. Sângele fierbinte. Da, eu, asta am vrut să întreb. Doreai să mai dansez, poate mai mult să dansez sau și în altă parte să dansezi? La vecine? Sau nu ți ajungea aerul ăsta? Un vals? Poate să ție era prea dedicat copilului. Ca să supraviețuiești, să ai grijă de copii, să ajuți părinții, să plătești comunale, creditele, toate astea, ia trebuiește bani. Dar dansul bani n-aduce nimic. Asta e un hobby. Poate în altă țară aduce bani, dar la noi, Moldova, e... Bun, dar tu spuneai că tu ai de muncit, tu din construcții câștigi. Desigur, din construcții... La moment... Tot timpul liber, construcții ți-l ia. De câți ani ești în singurătate, în burlăcie? Cred că de vreo 4 ani, așa undeva. Cum reacționezi la faptul că eroina noastră are 2 copii? Are copii mici, încă la școală, nu îți duci de la școală? Eu, când văd copii mici, eu văd niște îngerași. Și dacă e la persoana mea iubită, aceștia sunt îngerași și damă sa mie automat. Bun, dar cum să reacționeze îngerași tot de 10 ani? Ce fac o să cunoștință. Fac cunoștință. Și eu sunt 1000% în Melissa mea,
ea are sufletul meu, e bună la suflet și e azi cu parte cu... Care, dacă eu spun că aici sunt copiii mei, ea se poate ca cu frate, cu soră. Să vede că eu plăcut lui din asta. E că eu mă uit la Natalia în ochi și sunt întrânsă o persoană, e ca o psiedă, o persoană cu care aș avea, cum spunește asta, un sprijin oarecare. De care sprijin? Reciproc, de care? Reciproc. Emoțional? Sufletești. Uh-huh. E o persoană care are multă căldură sufletească și... Deci ca să vii acasă, să te culci la ea pe umăr, să te... Și să spun, azi a fost greu și azi zic mititelul Andrei, tot așa normal. Bun, acum este momentul potrivit în care vreau să întreb pe Cristina, astrologii, cei ce nouă nu ne aparține, noi mai puțin cunoștem. De aia spune-ne, te rog, ce gânduri ai pentru Andrei. Am urmărit cu interes modul cum s-a manifestat Andrei, exact așa este un berbec. Să știi că balanța și berbecul sunt contrasemne și foarte bine fac împreună, dar fac împreună bine atunci când berbecul vrea să se împartă cu partenerul și să-l audă. Ai văzut cât este de dinamic. Și viceversa, atunci când balanța nu așteaptă doar ca berbecul să facă, dar trebuie și ea să intre și să facă pe paritate, 50-50. Este un moment de care eu l-am menționat anterior. În rol de soție, soția se duce în ale casei. Casă, masă, stabilitate, copii. Eu așa și-o exact. Și-o borș roșu. Ascultă, da. Și asta e foarte interesant, important, luna asta lui în Taur cu Jupiter în conjuncție. Dar poate să apară un dezinteres. De ce? Fiindcă ea nu mai devine fetița, femeie ce e flexibilă, nu mai dansează, nu este ușoară, nu comunică, se duce nu în ale grijă. Deci îți trebuie femeie cu care poate și una. Dansa. Îți trebuie și una. Nu, că să nu le danseze pe altele după asta. Chiar dacă îți eu mă duc undeva, alta, eu soție mea, eu cu mine. Numai decât. Să nu lași acasă, să faceți împreună lucruri frumoase, dansați și în casă, și afară, și la petreceri. Și în lift, și unde vreți. Unde vreți. Important să reușești să îmbini și una și alta. Fiindcă asta nu o să se ajungă atunci când soția o să fie soție. Ți-i trebuie. Tine acasă nu te poți ține. Dar mai e să-l angajăm pe la anunț, duc să da să zicolașii. Păi acasă nu-l poți ține, înțelegi? El nu stă acasă, el fugi de acasă. De-aia trebuie și o soție și flexibilă și casnică. Când ai o soție, când ai o persoană care o iubești, tu cu tot sufletul alergi acasă după serviciu, fiindcă știe că te așteaptă ceva cald. Andrei, noi ne-am dorit extrem de mult dacă te-ar alege reuniunea noastră, dar decizia aparține ei. Referitor la faptul că ai scris în anchetă că ești foarte supărăcios, mai este valabil? Nu. Nu mai zic, gata, am crescut, sunt mare, băiat mare. Dar cine a spus că eu sunt supărăcios, nu înțeleg. Așa, mă uitam eu în astrologie, dar vezi dacă nu-s din alt domeniu de activitate. Eu, chiar dacă mă supăr, eu asta țin în mine, nu spun la nimic. Țin în tine? Și chiar dacă ești supărat, oricum este momentul potrivit în care vrem să te invităm în scenă, vrem să urmărim ce surpriză ai pregătit. Supărat, nesupărat, succese mari. Natalia, eu în viață îmi place dansez și s-o cot că un început de relație ar fi frumos să dansăm împreună un vals. Ce zici? Bine, accept. Mulțumesc. Vino mai aproape. Sunt ca la ceva principal. Păi nu mă ciocă. Bine așa, da? Tu trăiești la Ciocana, da? Da. Eu la Botanica. Aș vrea să nu știu împreună amândoi acasă. Nu știu, rămâne de văzut? Nu. Că ești primul... Concurența. Prima persoană, am care fac cunoștință astăzi. Mai sunt o persoană, vedem, deja. Oricărei femei îi place să danseze, cred că. 1, 2, 3 și convertim. Hop. Și zici că ai de copilaj, da? Da. Câți ani și care ai? Băiatul 6 și fata are 4. Super. Vârsta perfectă. E la vârsta asta încă sunt geraș. Da, geraș. Care sunt pereți. Da, eu știu că sunt acolo cu scoși tătii șcafurile, dar nu-mi strașnă. Adică e încă noi ești în lume, încă nu e stricat lumea. După 10 ani începe a ieși în lume și... Bravo și iarăși bravo. Este o repetiție generală, mai Andrei, pentru dansul vieții, la sigur. Ai invitat-o pe frumoasa noastră eroină ca să danseze cu tine. Deodată îi poate să vadă dacă ceva. Îți mulțumim pentru prezență. Îți dorim succese mari, vise împlinite. Și tu deja știi care este regula, te duci în camera de așteptare. Mulțumesc. Și cine știe, poate acum pe tine, te alegi. Succese mari, Andrei!
Natalia, tu astăzi ești eroina principală, ești cea care de altfel își face alegerea potrivită. Zi-mi, te rog, ce părere ți-a lăsat primul mire cu numele Andrei. Apropo, are 35 de ani împlinit, zi, dar m-am potrivit. Ia, zi. Prima părere este una bună. Uh-huh. Adică prima impresie contează, normal, dar... Aspectul fizic, aspectul moral, unghiile tăiete, ai văzut papșii curățăi, nu, de ce nu spuneți lucrurile pe nume? Da, e aranjat, e ok, adică aspect fizic e plăcut, uh-huh. Adică asta e normal, că e important, trebuie să rezonăm, da. Pentru balanță este important aspectul fizic. Dar ai mai văzut ce au zis? Chiar ar fi de acord să fie un părinte bun, să crească copii. Asta cumva oricum se verifică. Se verifică, se vede în timp. Asta noi nu-ți garantăm. În cadrul emisiunii nu-ți garantăm că o să treci până la deci bătrâni și o să mărți între aceiași zi. Nu. Noi încercăm să vă unim destinele, dar decizia vă aparține vouă. Vă pupați, nu vă pupați, vă măritați. Dar e bine că are copil, adică are... Deja știe. Știe ce e asta, responsabilitatea față de unul copil. Dar de ce? Bărbat tot are doi copii, dar nu știi ce înseamnă responsabilitate. Da, după spusele lui Andrei, a zis că se implică în viața copiii. Și eu pot să zic că Jennifer Lopez. Stai mai mult a zis, el a zis că fetița e sufletul lui. Da. Frumos. Și a zis că într-o relație frumoasă cu soția lui și îi pare rău pentru că el cândva a fost mult mai aprig, mult mai egoist. La tinerețe oamenii fac multe greșeli și nu-și găsesc nicio scuză. Natalia, cum crezi tu? Iată, tu l-ai văzut pe Andrei, el ți-a plăcut, el are copii, tu ai copii, tu ai spus că se vede că el este atașat și are un, adică este o persoană responsabilă. Dar tu, ca mamă responsabilă, cum crezi când ai face cunoștință lui cu copiii tăi? Și mâine, dacă trebuie. După idei, da. Eu pe a mei, tu pe a tăi. Ieșam împreună în parc. Cumpărăm dulciuri, spaciupsuri. Nu știu cât e de corect, dar cred că e mai corect să ies împreună cu copiii decât să-i las acasă, de exemplu, singur sau pentru a ieși cu cineva. Adică eu aș alege mereu copiii. Dar eu nu înțeleg întrebarea, de ce ai explicat? Ce ai explicat? Ai ieșit undeva, ați mâncat ceva bunișor, ați stat în parc, ai văzut, ai vorbit? Da, ai văzut? Și copiii decât în start, dar ei se trag la persoane dacă... Și trebuie să dă nicio explicație, copiii sunt mici. Tu vrei din start să vezi reacția lui față de copii? Nu că reacție, pentru că... Sau atașamentul lui, sau cum se va comporta cu copiii tăi. Da. Asta. Am avut experiență când ai ieșit cu copiii și mai erau... Deci după aia n-ați mai ieșit și copiii au întrebat... Asta poate ar trebui de avut grijă de psihicul copiilor și să nu le arăți chiar pe toată lumea. Nu, sigur că nu. Adică, ok, eu oricum fac tot posibil, dacă persoana îmi trezește interes, eu fac tot posibil să ies la o cafea sau ceva de genul ăsta, adică măcar pe un scurt perioadă. Natalia, tu ieși, da? Dar dacă ieși, ieși cu unul și bun, da? Da, adică așa. Bun. În această seară, Tudor, știi regula acestei emisiuni, avem câte trei potențiali miri, trei bărbați care vin să-ți cucerească inimioara și își doresc extrem de mult să fie unul ales pentru drumul vieții. Hai să-l cunoaștem pe potențialul mirii cu numărul 2, să vedem cine este și dacă este potrivit pentru eroina noastră. Privet! Salut! Adrian, 32 de ani, un tânăr care cucerește Franța. După cum declară Adrian, el intenționează să-și cumpere foarte curând o casă acolo. Muncește singur pentru sine însuși. Este expert în parchete. În orele de răgaz, preferă luptele libere. Citește cărți de dezvoltare personală și cântă. Este mândru de rezultatele sale sportive și profesionale. Caută o domnișoară cu inima deschisă, care să-l poată motiva. Eroul nostru a avut o relație de vreo 2 ani cu fosta iubită și se părea că nunta e aproape. Dar Adrian a decis brusc să rupă această relație și doar el unul știe care a fost cauza luării acestei decizii. Adrian, bună seara! Bună seara! Bă, dar ce mă bucur să te revăd! Ce mai faci? Bine! Cum în Franța? Perfect! Acum sunt în Moldova. De cât timp? Recent am venit, dar vreau să stau mai mult. Și treabă cu să vii la Haisni căsătorim? Ai zis că mai vine contată, că vreau să-mi găsesc. Nu, am venit cu alte chestii, dar... Pe cât timp ai revenit în țară? Nu cred că vreo jumătate de an, probabil.
Anterior fusese în cadrul emisiunii și spuneai că vrei să-ți procuri un apartament acolo, în Franța. Da. Ți-ai luat? Și-o schimbat o leacă. Adică tu ai decis să revii în Moldova, poate? Definitiv. Da. Nu vreau să dau multe detalii, dar... Sau vrei să detalii, nu, ceva. Ne-ai dus nou ceva, poți să ne oferi cu mare dragoste pe imediat. Imediat. Asta. Mulțumesc. Dar de ce ai ales așa floare? Este de pus pe scaun. Așa tare ne iubești pe noi? Asta pentru cele care ne urmăriți și scriu comentarii urete. Veniți în dreapta. Tu de fiecare dată scaun. Vă așezăm scaun, da. Dar ce ai tu aici? Carte. Păi secret, puteți să deschideți. Îl pot deschide eu? Eu să înțeleg că asta este o floare așa simbolică, da, da. Cu mesaj pentru noi, cât de... Nu, eu m-am gândit așa cât de moi suntem noi, așa? O, ce frumusețe! Tu nu mă ține în suspans, ce ai tu aici? Că eu sunt omul care trebuie să văd și trebuie să cadourile se despachetează atunci când se dăruiesc. Da, este gata, eu gata, știu, este o carte, fiecare cu cartea lui, cu... Mulțumim din suflet, la sigur. Sunt cărți diferite? Exact. Cu un sens aparte? Da. Data trecută a fost ceva de psihologie, data asta e ceva de teologie. Pentru că eu sunt și... Da, vreau să vă dau un detaliu. Adrian este licențiat în psihologie și îi place extrem de mult să citească. Așa este? Da. Muncești tot acolo în domeniul? Deci mai spun încă o dată. Acolo un pic am pus pe pauză și am venit în țară să încerc ceva aici. Dar ce vrei să încerc? Spune-mi și nouă, că stăm în suspans. Nu pot să spun că sunt atâția oameni care după asta atâtea comentarii, cât acolo, cât așa ai făcut, aha, nu, și nu vreau să dau multe detalii, sunt oameni da, referitor la ceea ce ziceai tu că practici sportul, mai este valabil? Da. Dar pentru tine contează atât de mult ce spune lumea? Nu contează ce spune lumea, dacă pentru mine conta ce spune lumea, eu nu ieșeam niciodată. Ascultați-mă, atâta timp cât ești povestit, înseamnă că ești un om viu. Înseamnă că tu prezinți interes. Păi da, exact asta mi s-a spus, că ai fost în prima emisiune. Și dacă ai fost, te-a văzut toată lumea, eu am fost și în America, eu am fost și în Canada și prin toată Europa, toată lumea urmărește această emisiune. Pentru că îți viu, dacă n-ați viu. Corect. Arată foarte bine băiatul, e ok. Se vede că se face sport. Haide-ne, te rog, niște criterii, ce principii, ce valori. Pentru că un bărbat la 32 de ani, la sigur știi deja ce cum valori? Își dorește. Da. Pentru mine, în primul rând, pentru că am niște convingeri religioase, eu nu iubesc tatuajele. Asta e, se repară. Eu o duc și îl schimbăm. Hai, îl scoatem. Bun, asta de poate mireasa noastră nu vrea să schimbi nimic. Natalia, de apropo, făcuse referire de tatuaj. Ce ai tu acolo pe mână? Aici am o vulpe. Ce semnificație are? Cumva mă reprezintă, nu știu, de că așa în viziunea mea, da, eu sunt pe locuri, da, adică, din punct de vedere pozitiv, n-ar spune că din punct de vedere real, da. Eu stai un pic, el a zis, s-o gata, stai un pic, el dacă e cu psihologie, că știi, stai un pic, ia dă-ne, te rog, o definiție, ce se întâmplă, că îmi pur și eu mâine. Că-i hâtră, că nu știu ce. Cum a zis, mă caracterizează, zic că e vulpi. Dacă de la început mă gândeam că în tandemul lui cu Mirele din camera vecină, acela Miri este mai dominant și el mai așa mai... Atunci, acum, nu știu, în care parte balanța, cine e mai serios. Pentru mine femeia trebuie să fie... să aibă un statut. Bă, ce statut? Nu contează să ocup ceva, să fac, nu știu, să cânt. Eu te-am noastră să ocupă, ea croșetează și gentuți câștigi din asta. Costume de bai, crești cu drag doi copii. Dar, apropo, de copii nu, nu este impediment. Tot vreau să-i adresez întrebarea. Nu este impediment, cu doi copii. Dar de ce ar fi copii un impediment? Pentru că sunt foarte mulți bărbați care afirmă că o iubesc, îmi place extra de mult, dar nu vreau să-mi asum această responsabilitate, să-l creez, în iorle. Dacă bărbatul nu-i format, pentru noi bărbați să ne formăm mai târziu, că dacă nu-i format psihologic, el mental sunt trebuie, și la bătrânesc tot prin formați. Deci, Adrian, să înțeleg corect că un creștin adevărat nu te sperie pe tine, dar să crește copiii... E ceva normal, nu, mă rog, a fost o relație, asta e rezultatul unei iubiri. Nu o relație, chiar o căsătărie. Nu e strașnic. Așa la noi e făcut că copiii ceva rău, că dacă ai luat-o cu copiii, nu e nimic. Dar tu câți spuneți copii vrei? Spuneți-i lui Prigojin că a luat tot da, cu copiii. Nu iei tu, te iei ea în familie, nu? Ce? Ai lansat deja femeie, familie. Eu am familie, te primesc eu în familia mea, nu? Tu mă iai. Da. Las fir. Natasha e bomba atomic precis. Mă trebuie fitil, trebuie să se scoți cicaua de la granată. Tu câți copii ai vrea? Ai tăi?
4 e perfect. Sunt mai mulți. 4 împreună cu cei existenți genetici sau genetici. Te-am cum surprinde filtrul și atâta detalii. Da, eu cred că nu ar accepta copiii din Africa. Te rog, dar cum crezi tu, evoluția ta, că tu tot ziceai că vrei să trăiești în Franța, dar uite, eroina noastră își dorește tot în Europa, în Italia. În caz de dacă te alege, ai putea emigra să o iei tot copiii în Franța, ori tot și duci la... spre Italia, de exemplu. Ori rămâneți în țară. Ridicăm natalitatea. Da, eu vreau și în țară și în călătorie. Dar în țară tu ai încredere pentru ziua de mâine? După rezultatele care le-am în jumătate de an, da. În da. Mine, da. Hai să, pentru că dacă toată lumea când vine în cadrul acestei emisiuni își dorește neapărat astrologic să vadă ce se întâmplă, își cumpără, nu își cumpără, sunt soară, sunt mărită, poftiți. Într-adevăr, sunt de acord. Ai niște principii așa destul de conservative, cum și-am mai spus-o în emisiunile anterioare, mă refer în sensul bun al cuvântului, o femeie să fie cu educație. Îmi cer scuze, eu nu mă schimb, dacă este ceva... Dar de exemplu, colaborez cu partenera, dacă trebuie ceva să schimbi, schimbi. Probabil dar acum ai ajuns de 3-4 ani încoace la așa conștientizări, fiindcă ți-ți trebuie, într-adevăr, tu ești foarte direct, sincer, ai spus că îți trebuie femeie educată, cu principii, o femeie din familie, o femeie gospodină în același timp, să mai câștigi cu Venus în Fecioară, dar ești foarte pretențios la femeie, foarte. Iată, da. Dintr-un detaliu da, poți face, uite așa. La ultimele întâlniri care da. Au fost... Ce erau? Iată, nu-ți place gestul, apoi, nu-ți place da. Cum... Deci culoare manicura, nu o să-ți plac tatuajul. Nu, manicuri de manicură îmi place. Mi-e place femeia să fie îngrijită în general. Eu chiar vreau ca femeia mea să arăte perfect. Dar nu-mi place cluburi de noapte, țigări. Băi, băiatul e super. Băiatul e normal, Ireana. Îmi place că caracterul lui. Adrian, noi ne bucurăm extrem de mult că ești în cadrul acestei emisiuni, îți dorim succese, mari realizări, multe, nu știu ce vis ziceai tu acum, dar tot dacă nu îl conspirezi și nu vrei să-l faci public, într-un ceas bun să-ți fii cu Domnul. Acum este momentul potrivit, vrem să te invităm în scenă, dar tu de altfel deja știi după atâtea cât ai mai fost, succese mari și în scenă să vorbim cu toate ce surprize pregătiți pentru frumoasa noastră eroină, Natalia, succese! Deci noi, eu vreau ca să văd cum colaborăm noi amândoi, să facem să ne boim mâinile și sper să lăsăm amprenta pe panoul ăsta. Dar amprenta, da? Dar chestia e că tu trebuie să-ți alegi și mărime vrei din pensulă și culoare trebuie să fie pe mâna mea. Uh-huh. Și tu pe da. Mea, da? Da. Tu alegi culoarele. Da. Poate de combinat cel mai frumos să-ți fie. Pe și mei mijloșii, eu credem că să iei pe asta. Așa. Asta și? Ce asta ce? De ce două? Păi, dar păi vreau mai multe culori să fie. Ah, sigur. Eu îți gândesc că să iei o culoare, dar eu ales toate culorile. Natasha, Natasha, e tu ești de-a noastră. Îi place să trăiască colorat. E dacă mi-i pui și... dacă îi pune roșu și steagul. Ne trebuie roșu, galben și albastru pentru al nostru. Spun dacă ne aici. Așa. Eu credeam că e să vopsești tu deodată, dar tu atâta răbdare. Foarte multă răbdare. Dacă îmi imaginează-ți eu croșetez pentru croșetat, e nevoie de foarte multă răbdare. Și nu dacă îmi fac unghiile singură. Crede-mă că aici trebuie multă răbdare. Cred că e destul. Așa. Am mult, tu trebuie să pui cum vrei tu. Приятно. Как ты дистал? Что есть, я хаму ел. Еще зачистил любимый цвет? Масленица. У нас понятие препарата, да? Nu te nimeri, dar... Ce îndeletnicire, măi, Adrian, la sigur la copii o să le placă. Observi diferența. Eu dau numai cu singur, da. Nu mă complic. Este o surpriză în surpriză, ca matrioșcă. Da poți, nu e problemă. Ia. Oameni, cred că e momentul potrivit în care toate aplauzele pentru tine, Adrian, și pentru surpriza ta.
Bravissimo, Adrian, că de altfel așa e felul tău de a fi, tot timpul ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni și ne-am bucurat și mai mult dacă îți găsim sufletul perechiției, succese pentru că o mergi pe deplin în camera de așteptare. Surpriza a fost minunată și cine știe, tocmai pe tine te alege eroina noastră. Mulțumim! Dragii mei, Natalia, dacă tot ești în cadrul acestei emisiuni, respectiv două ori, de câte ori s-am posibilitat, totuși te întreb, ce părere ți-a lăsat acest mire Adrian? Păreri așa, diferite, nu știu, de că așa... Te-a debusulat faptul că a zis că nu-i plac femeile cu tatuaje? Nu mă deranjează, asta e o tare o părere de că oricum, da. Asta e, da, dar el putea să se obțină. Dar e bine că spui așa verde mult, decât să înconjori, să amăgești, decât gen de chestii de astea. Mai bine așa, ne-mi place adevărul, de că asta e părerea lui, de că asta nu înseamnă că trebuie să iau asupra mea. Tu accepti? Da, ți-i spui băieții care spun, dar nu-mi place că tu ai rochia asta, nu-mi place. Și? Da, dar mie îmi place. Nu-ți potrivești de fel. Precis. Dar foarte interesant, după ceea ce el ți-a spus toate lucrurile astea, că nu-i place asta sau nu acceptă aceea, tu așa frumușel l-ai luat de mânuță, l-ai vopsit așa cum l-ai vrut și el așa ca un mielut și de lângă tine. Da, asculta, văd cum pic s-a mai îmblânzut după idee. Da, era foarte calm, zâmbie, deja i-a trecut tot prin cap și tatuajele, uitat de toate. Eu cred că adică nu văd asta rău, adică cum s-a spus părerea, adică nu, e ok, asta și da. Face vulpe. Mie îmi place, adică. Mie îmi place și adică asta e important. Accept o părere și asta este ok. Da, eu am zis că accept doar părerile. El doar nu a venit cu ofense, nu te-a ofensat. Da. El a spus ce-i place și ce nu-i place. Dar el este foarte așa migălos, pedant, fecioară de aia care ceva nu o să-i placă, o să-ți spună, o să spună la direct, o să zic că... Deci un bărbat corect. Nu știu dacă e corect. Uneori se poate agăța de un fleac, știi? Da. Și din asta se facă o tragedie. Nu prea să bine, potrivește așa. Dar tu ai și tu multe planete în fecioară. Și nodul carne și Lilith și multe ai. De-aia voi aici puteți uneori să... Nu chiar uneori, dar dacă ați face un cuplu, anume de la mărunțișuri să vă certați așa la foc, la cuțite. Da. Eu nu iubesc certuri. Da. Anume de la niște mărunțișuri de astăzi. Ceva că asta nu este corect, că n-ai pus paharul așa, că... Mi-mi place să discut și adică... Și trebuie discutat. Comunicarea da ce mai... Da, dar chestia asta vine treptat. Da, deci fii atent, e că eu, de exemplu, am ajuns în familie în care eu nu mă cer de lucruri mărunte. Eu am o supărare cu cât e mai mare supărare, cu cât e mai mare cumpărarea. Ei, la tine vie nu sunt scorpioane, să-mi place. Eu mă duc să-mi cumpăr și mai trebuie în impacare. Mă duc eu să-mi cumpăr și am grijă de sufletel, să mănânc ceva, să beau ceva, să-mi cumpăr țoale. Da, așa, e bine așa. Ați vezi? Eu sunt de acord cu asta, de ce și nu? Eu cred că o femeie nu trebuie să lupte cu un bărbat, nu trebuie, tot dacă vrei să-i demonstră ceva exact cum cei ce te reprezintă pe tine, vulpea aia, știi, șiriată, prin un bărbat trebuie să-l ții pe al meu, să-l protejezi, el nu știe exact care sunt cheltuielile tale, că dacă află care sunt cheltuielile tale reale, el nu doarme cu tine o lună de supărare, așa este. Mai avem o potențial mire care așteaptă să fie și el invitată în cadrul acestei emisiuni și de altfel să o cunoască și pe frumoasa noastră, Natalia. Să ne invităm pe Potențial Mirii cu numărul 3. Bună ziua, mă numesc Eugen. Îmi pare bine, Natalia? Da, și mie îmi pare bine. Eugen, 33 de ani, inginer industrial, a venit în țara noastră din Ucraina. Acum muncește la Chișinău la societatea pe acțiuni Agromașina. Are un mic hobby, un canal pe YouTube cu filmulețe cu trenuri. E pasionat și de literatură, scrie proză. Este preocupat de pe acum de educația corectă a viitorului său copil. Se gândește cum să-i transmită toate cunoștințele necesare și să-i ofere un mediu de trai plăcut. În căutarea viitoarei soții nu este pretențios. Principalul este să aibă puncte comune de tangență. Și mai este important ca ea să nu fie o persoană toxică. Eugen se străduie să ocolească persoanele de acest fel. Eugen, bună seara! Bună seara, vă domnul Renunță! Vă dă și mă bucur să te revăd. Ce mai faci? Ce mai fac? Fac bine, ca de obicei. Ce schimbări? Câteodată și rău. Ce schimbări? Nu, rău mă stăruiesc, nu fac. Uh-huh. Câteodată ori fac bine, ori nu fac. Dar cu canalul și-l de YouTube, mi-ai adunat? Da. Ia zi. Așa să spunem, dacă prima dată, la prima noastră întâlnire,
erau doar 33 de urmăritori. Așa. Atunci, la a doua întâlnire, erau 144 și acum, actualmente, sunt 360. Tu îți dai seama, exact. Mai vii la noi în cadrul emisiunii cu 30 de ani înainte și ai să ai milionul. Deci, celor care nu știu, Eugen scrie, are un canal pe YouTube în care pune filmulețe cu trenuri. Uh-huh. Pasionat de literatură. Apropo, când ultima dată ai scris proză și zis, cum acolo, ia povestește tema. O scriu în continuare. Acum sunt la pagina 30 undeva. Dar cât trebuie să aibă ca volum? Ca volum, nu știu, cred că dacă până la 35 o să ajungă, că sunt așa planuri, este subiect. Dar fii atent, dar este căsătoriești, trebuie să scrii soție, să ai o fică, trebuie să scrii fică. Trebuie așa mai prescurtat, mai esențial. Nu că nu ne place să povestim, tu scrii detalii inedite, nu ne place. Ia zi tu, cine ai dus nou ceva în tare? Așadar. Așadar, ia zi. Vada, ce frumos! Doamna Maria, așa o coafură frumoasă. Mulțumesc. Și singură sunteți destul de drăguță. Mulțumesc! Eu nu că sunt doar drăguță, eu chiar sunt frumoasă. Doamna Linuță, da, sunteți frumoasă, dar sunteți așa o femeie când se poate ori să te înghimi din trânsă, ori să te frici de ea. Corect! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc. Eu azi le mai nesem, doamna ca să Cristina, se deși de la prima vedere păreți așa o doamnă foarte cu minte, blândă, mm-hmm. mi se pare că în interior sunteți o fire așa vulcanică. Așa sunt, am mult pluton. Atât de preocupat ești cu toate hobby-urile este și scrii, și filmez, și montez, plasez. Exact, mai da. Mai fac când, și întrerupe. Un pic de pauză ca să te uiți în jur. Poate ca să te rupi. Acum am spus că fac și întreruperi, nu în continuu. Este și o domnișoară undeva alături, dar tu pur și simplu, da, și tu nu, pur și simplu nu observi, că ești atât de concentrat la Maria, este. Între pauze vin la noi la emisiune. Păi da, dar poate trebuie să te mai uiți în jur. Sigur că mă uit în jur. Cine a spus că nu mă uit? Dar nu vezi nimic bun. Nu ochii legați. Câteodată și văd. Și? Câteodată am poate niște presimțiri. Că asta nu este a mea, asta ar merge. El n-a spus să-i dă-i ca bărbat tot și de ce are nevoie emoțiile care are nevoie femeie. Da, poate ai și o apreciere și o părere despre mireasa noastră, poți să spui câteva cuvinte. Mireasa noastră este foarte, așa spune, drăguță, blândă, se pare că chiar și în interior și poate și la exterior pare. Ia că dacă nu mă greșesc, unde am putut eu să văd fața asta? Sau eu mă greșesc, sau seamănă cu cineva, cu o artistă, poate cu Natalia Gordienko, nu știu. Are ceva, da. Are ceva asemănător. În profil, mai ales în profil. Da. Aude, ce compliment v-a luat. Da, chiar mulțumesc. Așa, acum este momentul când vreau să te iau la întrebări. Uh-huh. Eugen, ziceai că vrei neapărat pentru generația care îți pășește de altul urmele, da? Ziceai că dacă o să ai copii, vrei să le transmiți toate cunoștințele necesare și să-i oferi un mediu de trai plăcut. Aha. Eroina noastră are doi copii, are fată și băiat. Tu ești disponibil să fii tată pentru doi copii de 6 și de 4 ani. Uite la eroina noastră, nu la mine. Ai putea? Aș spune că este destul de mărișor deja. Dar ce vreau, de mitii, de o lună trebuie să ții idei. A avut în vedere să-i educe. Deja, tamam că-s potriviți, ai scapat de pamper și de sticluțe, de dinți, ai scapat tot, gata, îi pregătești de școală. Tu cu cunoștințele tale, la sigur poți să le oferi tot ce-ți trebuie. Partea intelectuală. Nu este nimic exclus, cum am spus eu, doamne. Bun. Dacă tot nu este nimic exclus, hai să vedem ce exclude și include astrologic. Spune-ne, te rog, el își găsește perechea potrivită. Eu tare mi-aș dori, Doamne, așa de tare doresc Eugen să-și găsească. Eu vreau să spun că ea este potrivită, cred că 80% pentru Eugen. Da, s-a născut aproape de mama mea, care s-a născut pe 28 septembrie. Foarte, foarte potrivită. Ea foarte bine se potrivește. Întrebarea este deja când eu am să recomand eroine să-l aleagă pe Eugen, dacă ea va dori să-l aleagă pe Eugen. Dar asta deja vedem la finele emisiunii. Este foarte potrivit. Eugen, eu nu pot să nu-ți ofer această posibilitate să-i dai câteva întrebări pentru eroina noastră. Eu vreau să-ți fac, ți-i pot eu nici nu vorbesc. Mă bucur foarte bine. Hai, cu Doamne. Spune-te, rog, iată, tu te ocupi cu confecționarea manuală a unor lucruri.
Dar și ai spus că la început nu îți dorea, era ca un hobby. Dar așa, profesie, ce ai? Ce studii? Nu că nu doream, asta îmi place foarte mult, asta da, e înțeleg, sufletul. Da, adică nu îmi văd viața fără croșetat, dacă sincer la moment, adică eu... A, da, te-am întrebat ce studii ai, vezi că noi spus nu te-am întrebat. Eu am învățat doar 10 clase, adică, nu, s-a clase mântat. Și un an de colegiu, da, și adică după asta am făcut curs de manicură și aha, am lucrat pe asta, da, adică asta din ce studiam, asta. Ok, spune-te rog, dar de ce anume trăiești la Chișinău? Adică nu este oare atât de tare contează în care dacă ești autoangajat, ești freelancer, oare atât de mult contează unde stai? Dacă oricum producția se bucură de întrebare. Pentru mine e mai ușor, adică eu fiind marea parte mai mult singur cu copiii, pentru mine e mai accesibil, adică accesibilitatea la adică transport public, pe, la mai farmacie pentru... 24 din 24, adică asistență medicală, adică la fel, adică din toate punctele de vedere, adică wow. Și ce e legat de ocupație. Poate din dragul școlii, așa ceva, da? Eugen! La sigur, dacă ea te invită în drumul vieții și te alege în această seară, o să aveți și discuta între timp. Dragii mei, atât eroina cât și tu, Mirele, cu numărul 3. Este momentul potrivit în care vrem să vă invităm în scenă. La sigur, vreau să văd ce surpriză a pregătit Eugen. Succes, mare Eugen! Natalia, aflând despre pasiunea ta și în special despre faptul că este un hobby și este o profesie a ta, croșetatul. Sincer spus, ea că nici nu mi-am închipuit că există așa ceva, un fel de bandă tricotată pentru croșetat. Aș vrea să-ți ofer acest gem de bandă pentru a face o gentuță care data viitoare să arăți tuturor rezultatul muncii, adică ce gentuță poți să faci. Ți-aș sugera să faci nu cu lanț, dar să fie mai scurt, curălușa asta tot croșetată. Mi se pare că așa ar fi mai interesant. Se poate de combinat și, adică să fie da, de schimb. Da. Sau poate da, chiar lanțul cu coața. Iar din partea mea, voi știți cu toții că prima dată am venit cu un desen, făcut așa cam în grabă, în pripă. De data aceasta tot am vrut să fac un desen, dar n-am putut să-l finisez, fiindcă este foarte voluminos și deci am hotărât să transform minusul într-un plus. Adică am început o schiță de desen și data viitoare vă promit să vin cu desenul gata. Atenție, vă rog. Dar ce este? Nitrien? Hey, hop, let's go! Hey, hope, let's go! Aplauze! Deci fiecare dată viitoare să nu mai vii, dar să ne faci invitație la o nuntă frumoasă. Cine știe, m-aș bucura dacă eroina te-ar alege, pentru că tu, Eugen, chiar mergi locul oricum în societate. Oricum trebuie să aducem, da. Din tine, la sigur, va ieși un soț iubitor, un părinte minunat. Deci, doar succese mari și în camera de așteptare. Mulțumim din suflet! Natale, normal și logic ar trebui să spun întrebarea. Ce părere ți-a lăsat și potențialul Mirii cu numărul 3? Părerea că e enciclopedie pe picioare, pe două picioare. Și aici și în poveste. Depinde și vrei. Vezi că noi femeile, una vrea să o iubească în fiecare zi, alta să o tragă de păr, cealaltă să asculte enciclopedie. De ce nu? E variat. Te-ai vezi lângă așa bărbat? Nu. A mie mi-ar plăcea să-mi povestească. De ce? Ți-i pare că el o să vorbească mai mult decât tine? Eu am doi copii, tot sunt enciclopedie. Mama, dar ce e asta? Da, asta ei toți se întreabă, dar el nu să răspundă. Să un ajutor, de exemplu, mâna a doua, da, ar fi foarte bine pentru copiii să-l întrebe pe dânsul. Spune. Tu știi că, totuși, iarăși ne raportăm la noi femeile, gusturile totuși diferă și peste ani de zile când acumulezi experiență și aia, după 40 de ani vezi, vrei un bărbat mai plăcut, mai domol, mai atent, să te aștept. Zic că nu e așa. Eu vreau să zic că femeile multe des eu întâlnesc balanțele cu lei care fac o compatibilitate într-adevăr bună. Uh-huh. Anume, femeile balanțe și bărbații lei. Viceversa este mai complicată. De ce? Fiindcă acești lei pot să dăruiască femeilor, dar cu o condiție. Noi balanțele, mă identific și eu acum cu balanța,
din start, la prima vedere, da, trebuie să simțim aspectul estetic că ni se potrivește, da? Da. Iată, dacă tu l-ai văzut și i-ai îndrăgit ochii, gura, mâinile și așa mai departe, ți-a plăcut, atunci nu ezita, alege-l pe el. Dacă nu ți-a plăcut, că peste o săptămână, o lună, un an o să-mi placă, nu o să funcționeze în cazul dat. Dar este un băiet minunat. El este un copil, da, un copil care are copilul interior foarte... El o să-ți fie foarte interesant, în caz că l-alegi, în caz că l-alegi. Dragii, dar ține cont de ce ți-am spus eu ție. Da, ține cont. Dar între timp, ține cont și de faptul că este momentul potrivit în care facem o recapitulare. În această seară am avut parte de 3 miri. Mirele cu numărul 1, Andrei, 35 de ani, poliglot, are o fică de 10 ani, lucrează construcție, iar la surpriză a pregătit un dans. El e minant, e perfect, absolut. Dacă l-alegi pe dânsul, e super. Adrian, 32 de ani, băiatul care se stabilit cu traiul în Franța, iar acum recent s-a reîntors în Republica Moldova pentru a-și întâlnia o nouă relație, dar și ceva, zici, cu un business. În scena colorată, nu știu, cum se numește, în trendul ăsta, curcubeu de pe palmă, cam așa, da? O mai fi la surpriză. Și Eugen, 30 de ani, acum l-am povestit, mie îmi place extrem de mult, are și la surpriză s-a pregătit exact potrivit cum îi trebuie unei femei. Vine bărbatul, nu cu mâna pe flori! Dar vine cu șei și trebu, cu o bandă, cum se numește, bandă tricotată? Da. Asta, da? Pierde. Și o vine și cu idei. S-o zis să faci o centură aici, să o pui așa într-un ceas bun. Alegerile ți aparțin ții totalmente, iar între timp ascult și colegii mele ce gânduri au ele vis-a-vis de faptul pe cine să alegi în cadrul acestei emisiuni. Succese mari! Oricine are șansă. Am avut parte azi de 3 băieți minunați, cum spun eu de obicei. Mă bucur că Adrian și Eugen s-au întors încă o dată la noi, la emisiune, cum a mai fost odată și nu a fost cu mult succes. Au revenit și de data asta. Eugen este o dragoste mea aparte. E foarte interesant, e foarte amuzant. Într-adevăr, este un copil mare, dar care are foarte gânduri foarte frumoase și un atașament foarte frumos de viață și în special de femeile. El le adoră și el chiar le idealizează. Un moment, tare vreau să-și găsească o femeie bună și blândă, fiindcă dacă va găsi o femeie negativă, ca destructivă, să folosească de dacă o să fie destructivă, el poate să dezvolte automat lupul celălalt destructiv. Tare îi doresc o femeie bună. Scuze. Să gândim pozitiv și să credem că Eugen totuși o să găsească o fată potrivită așa cum lui trebuiește ca să-l aprecieze. Adrian iarăși a venit cu cadouri minunate și interesante. Deja pe urmă să descoper ce este acolo, dar cactușii vorbesc de sine stătător despre părerea lui. Ce pot să zic? Mi se pare că el singur, adică și-a demonstrat părerea lui despre totul ce se întâmplă, mai ales că a fost îndrăgostit de o fată care a fost la noi și care n-a venit. Și vreau să mă refer acum la primul, Andrei, care chiar ai menționat că poartă și numele care poartă și tatăl tău. Este ceva probabil că și o tangență între ei, între caracterul, în felul lor de a fi. Mi se pare că el este cel mai potrivit în seara asta pentru tine, că și te-ai invitat la dans și ați avut un discurs foarte frumos. Și chiar ți-a dăruit un sărut. Deci recomandarea mea pentru seara de astăzi este Andrei. Uh-huh. Andrei. Astrologic. Zine, Cristina. Astrologic, vreau să zic că mă aflu astăzi într-o dilemă vis-a-vis de analiza pe care am efectuat-o și am să ți-o comunic. De ce? Fiindcă atunci când facem compatibilitate, este foarte bine când se încadrează și un partener și altul, da? Care este situația? Deci, Eugen a menționat, tu te încadrezi, tu ești conținutul cela fermecător, care poți să te încadrezi bine în forma lui, da? El a menționat că ești născut aproape de mămica lui, tot balanță și aproape sunteți gradele, sunteți aproape. Însă el nu se încadrează ca bărbat în horoscopul tău, în așteptările tale. Probabil de asta și-ai zis că nu este bărbatul tău din start, da? Adrian și Andrei, să spunem așa, ei se încadrează mai bine în horoscopul tău vis-a-vis de posibilitatea
de a-ți crea circumstanțe, circumstanțe nu tot timpul ușoare, ca tu să crești și să te dezvolți așa cum îți spune harta ta natală. Să devii o femeie și puternică în interior și matură, dar și echilibrată și dătătoare în parteneriat. Și ce vreau să spun aici? Vreau să spun că cu Adrian o să-ți fie complicat, dar el este fecioara cei care te ghidează. Tu ai nodul karmic în fecioară. Însă pe multe Lilituri și multe alte planete care periodic o să fie conflicte. Zic, de la mărunțușuri, de la copii, de la bani, de la timpul liber, de la dorința lui de a călători și așa mai departe, sau unele principii ale sale conservative. Lui trebuie femeie mai mult, totuși, pământeană. Nu mai mult, dar chiar pământeană. Deci tu ești aeriană și multă apă ai. Deci mai puțin te încadrezi. Adrian, Andrei, primul candidat, aici, după nodurile karmice, aveți ce învăța unul de la altul, dar iarăși el, deși dacă nu o să stai doar acasă, dar ai să-ți permiți permanent cu el să ieși, vacanțe, weekenduri, parcuri, călătorii, cursuri împreună, zile de naștere și așa mai departe, o să faci bine. Dacă te închizi cu copiii doar în casă și doar acasă și doar încroșetat, îl pierzi. O să zboare singur el. Și deci trebuie să fii foarte colorat cu da, exact. Și vreau să stau doar în casă. Adică nu... De cine recomand? Recomand pe primul candidat, voi fi solidară cu Maria, pe Andrei. Într-adevăr, îl recomand pe Andrei. Încearcă. Deci șansă. Încercare vine în are. Da. Dragii mei, și atât și tu, dragă heroină noastră, Natalia, în această seară, într-adevăr, sunt trei bărbați care abia așteaptă să fie invitați în drumul vieții tale. Andrei, Adrian și Eugen. Decizia ți aparține totalmente, iar între timp să-ți doresc succese mari, realizări multe. Mulțumim pentru darul pe care ne-a prat-o să-l plasezi și la mine pe pagină și cel mai important să crească copiii sănătoși și fericiți împliniți. Între timp, cu Doamne ajută într-un ceas bun, te invităm să-ți faci alegerea potrivită, așa cum simți tu. Succese mari! Este! Mulțumesc că ai intrat la mine. Eu... Speram foarte tare că sunt la mine, fiindcă așa e de curent, n-au treabă, nu-s la nivelul meu. Și mă bucur foarte tare. Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată, noi vă îndemnăm neapărat să vă ascultați inima și să faceți alegerea potrivită. Exact cum a făcut și eroina din această seară, Natalia, l-a ales pe Andrei. Succesi mari, aveți grijă unul de celălalt. Vouă, însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrieți și să completați ancheta. Eu sunt aceeași, Lenuța Gheorghiță, și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar odată cuvintele magice. Hai să ne căsătorim. O seară fantastică alături de cei dragi. Aveți grijă de sufletești și într-un ceas bun cu Doamne ajută. Ne revedem doar pe Orizont TV. La revedere!